Stimați reprezentanți mass media, o să încerc să fiu foarte succint. În primul rând, bună ziua încă o dată tuturor și mulțumesc pentru că veniți, deși alții nu vin, la solicitarea de a convoca Consiliul Municipal Chișinău. Vreau doar câteva teze să dau astăzi. Primul lucru. Consiliul Municipal Chișinău are o șansă unică de a demonstra că lucrurile pot fi administrate altfel în municipiul Chișinău. Și vorbesc acum cu toată sinceritatea și încrederea. Asta ar însemna că dacă azi ar veni consilierii la muncă, nu ne poate împiedica nimeni, nici primarul, nici secretarul care e pus sub arest, să aprobăm acele decizii care sunt cu adevărat necesare în municipiul Chișinău. Și aici mă refer la restricțiile în ceea ce ține de construcții. Continuă să apară benzinării, blocuri pe terenuri de joacă și tot așa mai departe. Proiectele de decizii sunt elaborate. Aceste lucruri doar trebuie votate și reglementările respective trebuie puse în aplicare. În ceea ce privește delimitarea spațiilor și zonelor verzi, începând cu registru, clasificatorul spațiilor verzi și finalizând cu ceea ce s-ar putea sau s-ar putea să facă în aceste zone. Cu privire la politicile sociale ale municipiului Chișinău, începând cu acele compensații care sunt oferite de către municipalitate și finalizând cu alte lucruri suficient de importante. Începând cu transparența în procesul decizional, că de 4 luni de zile tot nu putem desfășura aici ședințe. Deși sistemul privind votul electronic este elaborat, asta ar însemna transparența comisiilor, ar însemna transparența deciziilor. Asta nu ar însemna subiectul de caracter funciar sau arendă. Pentru că ele ar trebui să meargă la licitații publice. Astfel ca bugetul să încaseze surse maxime pentru toate proiectele și programele pe care le-ar putea avea puse în derulare de acum încolo. Multe alte lucruri importante ar putea fi făcute, inclusiv redirecționarea subiectelor legate de buget. Deci, reiterez, nimeni nu poate să împiedice Consiliul Municipal Chișinău astăzi, deși i-au fost retrase o bună parte din competență, să aprobe ceea ce este de drept să aprobe Consiliul Municipal Chișinău. Regulamente, decizii, proiecte, strategii. Și să demonstreze că lucrurile pot sta altfel. Ceea ce este necesar ca astăzi să facă Consiliul Municipal Chișinău este să se întrunească, să aleagă un secretar interimar, necorupt, nebănuit de nimeni de oricare lucruri în trecut. Și astfel de oameni sunt. Oameni care nu ar bloca semnarea acestor decizii, oameni care nu ar bloca intrarea în vigoare a acestor decizii. Eu, cu toată responsabilitatea, invit absolut toți consilierii municipali, și cei din fracțiunea Partidului Liberal, și cei de la Partidul Popular European, consilierii independenți, să vină, să mergem înainte. Sunt o sumedenie de decizii pe care până astăzi nu le-am putut pune în aplicare doar din considerentul că la cineva sub masă aceste decizii stagnau câte jumate de an, câte un an de zile. Iar cei care trebuiau să le pună în aplicare boicotau acest lucru. Începând cu primarul și terminând cu șefii de subdiviziune. Acum putem să facem lucrurile ca să meargă foarte rapid. Singurul lucru care trebuie făcut este să vină oamenii la serviciu și să aibă voință politică de a schimba aceste lucruri. Asta este mesajul pe care vreau să-l transmit absolut tuturor consilierilor din Consiliul Municipal Chișinău. Și reiterez, dacă nu ajunge voință politică pentru aceste lucruri, de ce oare mai este nevoie de acest Consiliu Municipal Chișinău? Ca și de primarul care este sub arest. Haideți să facem alegeri concomitent. Consiliu, primar, și atunci cetățenii să voteze pe cine consideră ei necesar și conform așteptărilor lor. Asta sunt în linii mari
ceea ce am vrut să vă spun.